그래서 내가 잘하지 않았어. 나도 느끼다 좀. 멈춰. Dragi prieteni, dragii mei, în continuare ne aflăm cu trenul Regio 16122 Cruceni, Timișoara Nord. Mie mai mult îmi place cu trenul cu verde decât cu mașina. Bine, nu neapărat trenul, mi-e place ce ține de feroviar, gen de la tramvaie până la metro. Deci dacă mă întrebați de tramvaie și cu alea le... Dar să ducă la Oradea, ori vini tramvaie noi, la Oradea. Da, am văzut și cele de la Oradea, la tramvaie noi. Foarte frumoase și la Cluj, la Cluj o adus Boc, vinim Boc. Da? Da, planul lui Boc, da, da, da. Pe care eu îl simpatizez, cel mai bun, părerea mea, cel mai bun primar din toată România. Care au reușit să facă. Ăla e primul ce-a făcut. Da, se curge chiar bine. Dar nu numai, bă, că și Bolojanu a făcut, Bolojanu la Oradea. Doar acum el e la Consiliul Județean, din oră. Vai, dar ce s-a auzit așa? Ceva s-a auzit, sau? Da, e... Zona existată dintre două linii. E în distanța mai mare, dar trebuie să fie la comunitate în mașina mai mică și să fie și la subiectitarea. A, și de-aia o sărită așa un pic. De-aia s-a auzit așa. Știu, știu. Linia cu adevărat, linie existată, nu subiectată. A, bine, știu, știu, asta știu ce spuneți, dar e că nu știam ce s-au zis mai tare, că s-au zis mai tare. Da. Și ziceți că niciodată n-ați făcut pe CPR călători pe lansat. Nu, nici nu vreți să faceți tot. Nu vreau mai interesant, am fost la marcă, dar am fost de puțin. Eu dacă vedeam, să știți că mecanică locomotivă, la toate trenurile. Și unde mi-ar fi plăcut să ajung dacă era mecanic? La Astra Transcarpatic, de exemplu. Da, da. Să știți, Astra Transcarpatic, un model care condiții foarte bune. Chiar am. Nu, dar și, și prețul, deși merită la preț să plătești. Păi, de exemplu, dacă te duci la, de la Arad la București, și că mai mult de 80 de lei nu cred că e un bilet, sau nici nu știu dacă e 60 de lei. Deci gândiți-vă ce concurență fac ăștia. 60 de lei la ATC și la CFR dai 80. Păi, e concurență mare. Da, da, adevărat că la CFR și, e și lipsa de locomotive mai nou. Începe să se strige toate locomotivele. Lipsa de locomotive... Deci
locomotive dizele și electrice. Electrice mai puțin, dar dizele e încercate deja. Pe tehnici electrificate, cum e cazul Sighetul Marmației Salva, dacă ați auzit. Nu, nu n-ați fost niciodată pe acolo. E în Maramureș, partea aia. Sunt Mihai. La localitate e Sunt Mihai Român, de fapt, dar asta îi zice Sunt Mihai. Care este pe partea mea, din câte observ. Care vin, nu știu la unde așa lăsa. Sigur? Dacă vrei? Nu, am prind așa, nu mă uit așa. Nu, că nu, dau așa că după aia... CFR infrastructură, să știți că noi, ca adevărați pasionați, promovăm ce e frumos, nu ce e rău. Noi promovăm transportul feroviar în semn de apreciere. Și suntem la Halta Sunt Mihai, dragi prieteni, unde va sta câteva secunde.
Nu, nu, asta de la ce e? De la... Asta e mânerul de la ușă când îl faci așa, așa pe ștare de tot, se deschide ușa. De la, de la cări, nu? De la... E, e de la ușa, ușa propriu-zisă. Adică pe unde coboară lumea, nu? Da, da. Aha, treaba lumea. Doamne, nu, eu am dat așa. Hai, frumos. Eu, să-mi pun un... Hai, le zic că nici eu nu pot. Dona, nu știi cum e, că, adică na, că mai sunt din ăștia care... Mai sunt, destui. Acum vine vinul imediat. Dar e când normal asta, nu e... Da, nu, chiar e gară și lângă gară sunt plădiri noi construite. Da, dar zic așa până în localitate, îi de mers așa, dacă e... Nu, chiar în localitate suntem. E o zonă rezidențială chiar. Știu, e zonă metropolitană deja. Da. Asta zic. E, am ajuns și noi, dragii mei, la Halta Udvin. Mai avem o stație care este Timișoara Vest, denumit cartierul Freidorf. De la Timișoara Vest, dragii mei, surpriza este că acolo avem zonă pe care foarte mult îmi place. Zonă cu racordări, plus podul peste Modoș, podul Modoș, de fapt, să mă exprim mai corect, podul peste canalul Bega, după care intrăm pe magistralele principale, fiind ce merge pas spre Arad, bat spre Jimbolea, dar noi nu avem treabă cu Jimbolea, pentru că alea rămân în altă parte. Adică noi continuăm deocamdată pe secția 926, care este Cruceni, Timișoara Nord. Și ceea ce vă invit, dragii mei, când aveți ocazia să faceți o plimbare cu trenul, că este foarte frumos. Eu vă sfătuiesc ca adevărat patrietenesc, să mai faceți mișcare cât e timpul frumos, mai bine e cu trenul decât cu mașina. Adică fiecare are o părere, dar părerea mea consider că cu trenul e mult mai frumos. Indiferent de operator, dar contează să vă placă trenul. Asta contează. Suport când ajunge sub pasajul ăla? Domnul! Pasaj. Ce? E un pasaj rutier. Da.
aici, zic, nu? Timișoara Vest! La 5 reși să ajungem. Acum e Timișoara Vest. Încă nu, dar urmează. Stai, trecem de pasajul ăsta. Acum trecem de pasaj, nu? Sau nu trecem? Da, acum suntem sub pasaj. Imediat. 3, 2, 1. Acum. Pasajul rutier. Aia, sau mai e pasaj industrial, pe zona industrială aici. Dar nu se vede, nu știu dacă se vede. Da, și acum suntem așa. Timișoara Vest deschid un pic ca să prind gara. Când ajunge de fapt. Când merg nu. Doar colegul meu coboară. Eu, adică și eu poate puțin așa numai la dreapta sau dacă este cum ați zis, mă duc puțin dacă... Coboară la Vest? Nu, la Timiș, la Nord coboară. El pleacă acasă, eu continui întorsul. Vrei gara sau... Da, gara. Dar nu știu dacă mai e pe film. Hai, că nu știu dacă se vede. Că să nu fii oprit. Nu e oprit. Hai, da. Sus, ca să facem și la gara. Sigur. Gara Timișoara Vest, dragii mei. Păi fai să merg cu trenul. A, uite așa. Rămâi așa, că dau plecarea și revin. Sigur. Bine.
Te așteaptă deja la ăla, nu? Da, da. Bun. Da, cred că lăsăm un pic până la nori, că așa mult nu mai avem, că merge încet de asta, o să mă trag așa ca să nu... Și zice că îmi place cum se aude în ecouri, se aude, că vreau să aud și pasajul ăla cum trece. Deci... Da, da, așa mai bine acum, picioare, că așa mult nu mai... Da, deci să te țin ca să ceva. Păi mă țin, nu, că să vedea, ca să nu... Eu s-o obișnuiesc și cu fumul de la șapament. Pe de-aia sunt pasionată, sunt toate și... Sincer, mie mi-ar fi plăcut să conduc un tren decât o mașină. Dacă vedeam, domnul controlor. Ce crezi? Da. Ăsta e adevărat un maraton, să merg cu trenul. Singurul operator cu care n-am călătorit niciodată e ATC-ul și Transferoviar călătorii, dacă ați auzit. Transferoviarul e de la Cluj. Și mai este o firmă interregional, dacă ați auzit. Interregional călătorii, nu, n-ați auzit. Gestionarea o ei fiind Viatera Spedition, Viatera. Alea fac pe la Oradea, Bolos, Bacău, Pei, dacă ați auzit. Este multe decât mine. Da, 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 păi. Mare la Timișoara cât stă trenul ăsta? Prin ceva trenuri pe lângă trenul ăsta, dacă... Adică așa... Doar din trenurile care sunt garate. Știu, de azi, dacă le prind. Da, știu. Aici ați blocuri deja. E barie, o fost semnal ăla. Dar era pe roșu, era. Aici e șoseaua de Freidorf, dacă bine zic. Pe lângă noi. Cu toată stima de o mecanic, așa... Mi-e plac la claxoane lungi, nu știu, dar e foarte mult în toate. E cele mai lungi. Am trecut de triaj, cum câte știu. Aici e triajul deja. Domnul, dar spre gara de sud, când o ia trenul, e la dreapta, am prins la acolo ăla, nu? Știu că nu trebuie, dar o ia la stânga, de asta zic. Ca să o iei spre sud, trebuie să o iei la dreapta. Acum, imediat, traversăm bodul, să trec eu. Să-mi spuneți, pentru că ala peste Vega, bodul ăla. 10 secunde. După racord, am trecut de racord, nu? Acum suntem la racord. Că imediat mă duc la, după ce se dă colegul meu, mă duc, fac o prezentare un pic la acolo. Dar după acolo se decă n-ați pe finală, are fapt ești acolo. Mă duc, fac acolo, acolo nu.
apropiem de Timișoara Nord, dragii mei. Păi că vrea și colegul meu să fileze, că merge acasă. Ai de două? Ar fi foarte fain, mă, tu, dar îmi meri sâmbătă. Cum nu te-a făcut cont, îmi pare rău că nu te-am, n-am avut cânt să fac canalul. Da, poți să ți-l faci. Dar să faci un canal, vai, o denumire, știi, cu CFR, cu astea. Adică de toate, Alex Trainspotter, ți-am dat pe idee. Alex Trainspotter, Trainspotter se scrie. Eu am canalul Photograph din el, bine, nu mi-a dat, am promovez evenimente mai mult. Și feroviare eu fac și de la evenimente, de la nunți, de la astea, știi? Petreceri, da, da. Da. Cum ați întâmplat de Bouregio? De Bouregio călători, nu? Imediat ajunge și la CFR, de pe CFR. Acum ai trăit mai multe feluri de arace, la alimentare. Da. Sigur. Acum trecem imediat de imposter. Dar autogara aia. De la Brașov, firma Regio Călător. Regio Călător, CRL. Știu, știu. Înainte era Regio Trans. Dar i-o schimbat denumirea în 2017. Da, ce să zic, Alex, de... Mă trebuie să mă întrebi cu prietenul tău, dacă este până... Acum intră în nor deja. Până aici, gata, stimați prieteni, imediat întrerupem. Puțin mă dau jos, dar nu mă dau, nu ard la treapă așa. Ca să salut pe... Păi eu continui întorsul. Adică la 5 reșița. Că acolo nu-i pe rom de asta. Vrei să stai tu jos, puțin până coboară colegul tău? Da. Ne vedem la întoarcere, dragii mei. Până atunci, rămâneți pe sistem. Hai că mă prind un pic. Coborâm să prind așa gara în mare parte, la final de prima parte. Că după aia urc înapoi. Hai și tu. Așa. 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 Super. La știu tu? Da.